În închisoare a fost și Gigi Becali, însă vreau să vă arăt altceva. Băiețelul pe care Gigi Becali l-a adoptat, l-a ajutat ani de zile, a devenit un bărbat în toată firea, este căsătorit, are și o fetiță, mai mult, și-a urmat visul de a deveni cântăreț de muzică populară. Chiar dacă s-a realizat, el nu a uitat ajutorul primit de la Gigi Becali. Chinuit am fost de mic, n-am avut, Doamne, nimic. În căsuța de chirpici eram doi copilași mici. Fără o gură de mâncare, fără o haină în spinare, mâncam doar câte puțin din mila de la vecin. În anul 2012, Gigi Becali a sărit în ajutorul unui copil orfan căruia i-a construit o casă, i-a dăruit o sumă importantă de bani și a angajat o localnică să aibă grijă de el și de bunica acestuia. Este vorba despre Marian Ursea, care avea atunci 12 ani și locuia într-un bordei sărăcăcios după ce tatălui a murit și a fost părăsit de mamă. Atunci Gigi Becali i-a devenit înger păzitor. Aveam Doamne și eu mamă, în lumea plecat de teamă. De necaz și sărăcie nimeni nu poate să știe. Și-am crescut fără de ea, n-aveam la cine striga. Eu nu plec până nu ori fac temelie. O, bani acum și bani la mine, scrie de mână, se mută copilul și gata. Dacă vor, dacă nu se hotărăsc acum, mă apuc de casă. Mă apuc de casă, că eu am toate sculele, eu nu plec. Nu s-a schimbat niciun pic. Dar ce înseamnă gestul ăsta pe care îl face pentru tine? O să răsplătească Domnul, în cer. Ați auzit ce v-a zis? Ai ce a zis? Cum să poți să faci o casă aici? Păi și crucea asta, de unde este crucea asta? Luați crucea asta de aici. O ducă la biserică. Că asta cred că simbolizează ceva. Da? Credeți că e întâmplător aici? Simbolizează ceva. Crucea asta trebuie luată de aici și băgați-o în mașină și o duceți la biserică, da? Da, o să luăm casa aia, o să o montăm acolo, da? Ștergeți-o crucea, da. Și o să o montăm crucea acolo ca să țină minte Marian toată viața lui și copiii și nepoții lui. În prezent, Marian Ursea are 22 de ani, este un bărbat în toată firea și a urmat visul și are o carieră de succes în muzica populară. Pe lângă profesia de interpret, copilul de suflet al latifundiarului din Pipera lucrează la o firmă de transport din Buzău. Mai mult, Marian Ursea este căsătorit și are și o fetiță. Fata seamănă cu mine și la chip, dar și la fire. Cât o fi ca să trăiesc pentru ea, Doamne, muncesc. Da, am păstrat legătura, m-a ajutat, mă ajută, pot să spun că mi-este mai mult decât un tată. Mă susține financiar în fiecare lună din 2012. Și câți, îți dăm fiecare lună bani? Da. Câți? Păi depinde, nu pot să spun o medie pentru că au fost sume de la 1000 de lei, media, până probabil dacă au fost, nu știu, probleme, au fost și 5000. Chinuit am fost de mic, n-am avut, Doamne, nimic. În căsuța de chirpici eram doi copilași mici, fără o gură de mâncare, fără o haină în spinare. Mâncam doar câte puțin din mila de la vecin.